Bine v-am regăsit la Extreme Time for Business, o ediție specială de această dată, realizată într-un cadru japonez, pentru că ne pregătim de premiile brokerilor de asigurare. După cum ați aflat deja, pe 18 februarie ne întâlnim pentru o petrecere în stil japonez. Tocmai pentru a face intrarea în această atmosferă, discutăm astăzi cu doi dintre specialiștii de la noi în cultură japoneză. Este vorba despre domnul Șerban Georgescu, fondator al Centrului de Studii Româno-Japoneze. Bine v-am găsit! Bine ați venit! Și de doamna Laura Caraman, designer vestimentar și coordonator al grupului Haramichi? Haramichiro. Haramichiro. Doamna Caraman, aș începe cu dumneavoastră, cu o întrebare generică, să spunem. De unde fascinația occidentalilor pentru cultura japoneză? Care sunt principalele valori și tradiții japoneze care atrag atenția occidentalilor? În primul rând, pe mine m-a fascinat vestimentația japoneză și partea de contemporan, stilul Harajuku, dar mi-am dat seama că nu pot să înțeleg ce fac japonezii pe artă contemporană dacă nu încep din tradițional. Și astfel m-am apucat de ceremonia ceaiului și acum și realizez kimonouri, dar și haine cu influențe japoneze. Suntem de puțin timp aici, dar deja am înțeles că un kimono nu e chiar atât de simplu cum credeam noi că este, o piesă vestimentară atât de simplă. Poate ne puteți spune câteva cuvinte, spre exemplu, despre kimonoul pe care îl purtați chiar acum și despre ce înseamnă procesul îmbrăcării unui kimono? Kimonoul pe care eu îl port este donat de doamna Kazuko Diaconu, președinta Fundației Niponica, Centrului de Studii Româno-Japoneze Angela Hondru din cadrul Universității Româno-Americane. Este un kimono de femeie căsătorită. Doamna Kazuko Diaconu provenea dintr-o familie de samurai. E un kimono cu multă valoare sentimentală. Este realizat din mătase, pe acesta îl îmbrăcăm foarte rar, deoarece nu avem în România sistem de spălare a mătăsii. Un kimono de mătase, ca să poată să fie spălat, trebuie desfăcut, trecut prin niște tamburi pe unde trece apa și detergentul, după aceea cusut la loc, dar există posibilitatea ca să se micșoreze ca dimensiune, așa că le folosim foarte rar pe acestea de mătase. Și pentru evenimentele de zi cu zi aveți din alte materiale obișnuite, să le spunem așa. Exact, japonezii, ca să poată să îmbrace kimonoul mai des, optează și pentru materiale de poliester, alte materiale mai puțin pretențioase ca mătasea, care se pot spăla mai ușor și care nu intră la apă. Kimonoul este foarte simplu ca și croială, toate liniile sunt drepte, dar are un mod de îmbrăcare complex, deoarece nu are niciun sistem de prindere de care știm noi, cum ar fi nasturi, fermoar, capse. El se prinde cu două șnururi. Primul șnur se prinde în jurul taliei, fixând linia tivului deasupra gleznei. Al doilea șnur se prinde sub bust, fixând linia gulerului. Un kimono, ca să fie îmbrăcat, îi trebuie în jur de 22 de accesorii, începând de la juban, lenjerie, de lingerie, am putea spune, este cea de pe dedesubt, care îi se vede marginea gulerului, plus în interiorul mânecii se vede culoarea jubanului. Jubanul are întăritură la guler. Ca să fixeze linia gulerului, se pune o centură lată în talie, numită date. Vine kimonoul cu cele două koshihimo și tot la fel întărituri pe dedesubt care să păstreze linia kimonoului și să îți dea și poziția corectă. Pe deasupra vine obiu, care are o lungime de 4-5 metri, care se înfășoară de două ori în jurul taliei și depinde
foarte mult de ce, unde vrei să folosești kimonoul, pentru ce îmbraci kimonoul. Contează foarte mult ca să știi ce fel de obi îți alegi, ce kimono, ce terminație a obiului ai la finalul ținutei. După cum vă spuneam, nu e ușor. O să vedem și noi la premiile brokerilor așa măcar o demonstrație de ce înseamnă să porți un kimono, ce înseamnă să îmbraci un kimono și veți vedea și dumneavoastră mai multe exemple de kimonouri. Trecem puțin de la latura vestimentară. Domnule Georgescu, în afară de partea aceasta de vestimentație, de elemente pe care le cunoaștem cu toții, ceremonia ceaiului, iată, stăm pe un tatami original din Japonia, după cum ne-a spus, foarte valoros, să ajungem puțin și la alte caractere ale culturii japoneze. Spre exemplu, cum am putea defini diferențele dintre cultura japoneză în viața lor de zi cu zi, atitudinea japonezilor în viața de zi cu zi și chiar în mediul de business față de mediul nostru occidental? Ați fost foarte drăguță la început și m-ați prezentat ca fiind specialist în cultura japoneză. Sunt, să spunem, pasionat, îndrăgostit de cultura japoneză. Altfel, eu sunt de meserie economist și sunt profesor de economie. Cu atât mai bine se pretează întrebarea noastră. Și pasionat de cultura japoneză deja de foarte mulți ani. Într-adevăr, sunt foarte multe lucruri diferite și, în general, asta încercăm noi la centru, să învățăm pe cei care ne trec pragul pentru a descoperi tainele Japoniei. Aspecte care țin foarte mult de etichetă, răbdare, astea ar fi diferențele esențiale. Multă răbdare, politețe, atenție deosebit acordată detaliilor și cu asta ar trebui să începem. Asta e doar începutul. Toate acestea se întâlnesc și în relațiile de afaceri, ca să spunem așa. Nu doar că se întâlnesc, sunt esențiale. Pentru a avea o relație bună, aceasta trebuie bazată pe încredere reciprocă. Încrederea se câștigă în timp și de aceea spuneam că cu aceste aspecte începem. Acesta fiind contextul, cum am putea privi relațiile de afaceri româno-japoneze? Cum se împacă această mentalitate a japonezilor cu cea a românilor? Pentru că avem și noi propriul nostru stil balcanic, să spunem, de a face afaceri. Cred că se împacă destul de bine. Noi avem mult mai multe lucruri în comun decât pare. Ospitalitatea, aș putea spune că este unul dintre ele. Noi simțim că în momentul ăsta lucrurile se duc în direcția bună, evoluează în direcția care trebuie. Probabil că și faptul că noi acum suntem o țară membră a Uniunii Europene, faptul că Japonia se pregătește să încheie un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană ajută. Cred că unul dintre domeniile care se va dezvolta în anii următori este turismul. Așadar, sunt premize pentru relații din ce în ce mai dezvoltate între noi și Japonia. Noi ne ocupăm în principiu de asigurări, cine știe, poate în curând aflăm și de o legătură între mediul de asigurări nipon și cel românesc. Aș încheia discuția cu dumneavoastră întrebându-vă care sunt cursurile de aici, care sunt cele mai căutate de publicul din România. Cu siguranță cel mai căutat curs este cel de limbă japoneză. Noi de la asta am început și pentru că suntem început de studiu de limbă japoneză, probabil că lumea se îndreaptă cu precădere către cel de limbă. În momentul ăsta sunt peste 250 de cursanți care studiază limba japoneză aici. Ceea ce ne face însă deosebiți a fost tocmai faptul că noi ne adresăm mai degrabă celor care nu doresc să devină traducători, interpreți sau profesori de limbă japoneză, că pentru așa ceva există instituții unde de ani de zile se studiază limba japoneză foarte bine. Noi ne adresăm mai degrabă viitorilor oameni de afaceri, viitorii specialiști în diplomație sau IT. Și tocmai de aceea, pe lângă cursurile de limbă, vrem să le oferim aici o viziune pe cât putem noi de complet asupra Japoniei. Așa că avem cursuri de limbă, cursuri de cultură, de business și cursuri de arte marțiale. Ceremonia ceaiului sau kimono au fost amintite mai devreme, istoria filmului japonez, taiko, tobe tradiționale japoneze, caligrafie, arte marțiale, avem aici kendo, aikido, ninjutsu și multe altele. Tocmai la taiko și la kendo mergem și noi în continuare. Avem reprezentanți din aceste domenii care ne pot oferi câteva detalii. Cu dumneavoastră ne vedem la premiile brokerilor de asigurare. Vă mulțumim foarte mult pentru detalii și cu siguranță ținem legătura pentru că noi suntem de-abia la început cu detaliile despre cultura japoneză. Mulțumesc frumos!
Stăm de vorbă acum și cu Andrei Colțea, care este sensei la Kendo și membru al echipei noastre naționale de Kendo. Bine te-am găsit! Bine ați venit! Echipa națională de Kendo, de iată un sport care la noi în România este reprezentat la nivel înalt și cu toate astea puțin știu poate ce înseamnă Kendo. Te rog să ne spui câteva cuvinte despre acest sport și câteva dintre elementele tradiționale specifice ale acestuia. Kendo reprezintă șlefuirea caracterului uman cu ajutorul principiilor sabiei. De fapt, asta și înseamnă. Ken înseamnă sabie și Do înseamnă cale. Pentru mine personal, Kendo este o cale, două, spre autocunoaștere și autodepășire. Ai spus că, virgulă, Kendo este un sport. Nu este chiar un sport. Există o diferență între Kendo și sport. Și anume că obiectivele sportului sunt legate de performanțele fizice și de câștigarea cupelor și a bucăților de metal atârnate de gât. Intervine și șlefuirea caracterului, dar asta e cumva secundară. La Kendo este exact invers. Principalul obiectiv este șlefuirea caracterului, intervin și performanțe fizice, dar astea sunt secundare. De asta Kendo poate să fie practicat la orice vârstă și de către oricine, indiferent de condiția fizică. Dar evaluarea, ca să spun așa, câștigătorul este evaluat în principiu după performanțele fizice. Partea de șlefuire a caracterului presupun că e o latură subiectivă pe care fiecare și-o autoevaluează. Există o latură competițională a Kendo-ului. Kendo este cea mai practicată artă marțială în Japonia, are cam 1,5 milioane de practicanți. Dar în România nu e atât de răspândită sau atât de populară. Avem cam 250 de practicanți la nivel național, cam de mărimea unui club de Kendo în Japonia de universitate. Cam asta e nivelul Kendo-ului în România. Dar, cum spuneam, există și o latură competițională cu arbitraj, cu puncte, organizat ca în orice alt sport. Există campionate naționale, campionate mondiale. Nu este încă sport olimpic, încă se evită introducerea Kendo-ului ca sport olimpic. Care ar fi motivul? Tocmai faptul că are și această componentă foarte importantă, non-sportivă. Exact, componenta asta spirituală, care altfel s-ar pierde intrând în circuitul olimpic. Spune că oricine ar putea să înceapă să facă, să practice Kendo de la orice vârstă, indiferent de condiția fizică. Din punct de vedere fizic, mișcările de Kendo nu sunt atât de solicitante sau care ar fi justificarea? Nu sunt foarte complexe. Sunt destul de solicitante dacă ajungi la un anumit nivel, dar acolo se ajunge, evident, progresiv, plecând de jos. Și ideea, cum spuneam mai devreme, este să-ți găsești limitele și să încerci să le depășești. Limitele tale, personale. Nu există standarde externe pentru asta. Doar dacă vrei să participi la competiții, dar asta e o latură cumva marginală a Kendo-ului. Și acestea sunt ideile pe care, spre exemplu, tu personal le ai în minte la fiecare antrenament de Kendo, la fiecare competiție, la fiecare confruntare? Exact, să dau tot ce e mai bun. La fiecare antrenament, la fiecare mișcare chiar, la fiecare tehnică, să mă autodepășesc. Tu de când practici Kendo? Cam de 11 ani. Și în acești 11 ani simți că viața ta, caracterul tău au fost modelate sub influența... Da, pentru mine Kendo a devenit un mod de viață. M-am schimbat foarte mult pe toate planurile. Kendo creează și un fel de dependență. Deci, din momentul în care te apuci și prinzi un pic gust, nu mai poți să renunți la el. Și da, asta e răspunsul. M-am schimbat enorm. N-are rost să povestim acum foarte mult pentru că am lungit discuția, inutil, dar... Să arătăm atunci dacă se poate sau să explicăm câteva dintre elementele de ritual din Kendo. Sunt convinsă că, așa cum în Japonia totul este un ritual, aproape orice reprezintă un ritual, și la Kendo există câteva elemente specifice. Spre exemplu, îmi spuneai că sabia ta trebuie să stea în partea stângă. Deci, un prim element pe care l-am sesizat, ce altceva ar mai fi? Politețea, eticheta, este elementul central în Kendo, de fapt elementul de la care se pleacă. Înainte de fiecare exercițiu sau de fiecare antrenament, există un salut specific care arată respectul față de adversar. Aceasta este o sabie, se folosește ca o sabie, este de fapt o sabie de bambus și este ceea ce a înlocuit sabia ca să nu rămâne mai puțin după fiecare antrenament. Poziția normală de salut în Kendo este cu sabia în partea stângă și cu ceea ce numim un rei, care se face în felul următor.
formă, există diverse ritualuri la început și la sfârșit de exercițiu, dar nu cred că pot să vi le arăt acum pentru că noi nu am spațiu. Îți mulțumim foarte mult! Și eu vă mulțumesc! În continuare, sperăm să mai auzim de Naționala Română de Kendo și de rezultate cât mai bune în continuare. Mulțumesc și eu! Mergem acum la Taiko și de această dată vorbim cu Alin Pauncev, senpai la cursurile de Taiko. Bine te-am găsit! Bine v-am găsit! Alin, Taiko, eu recunosc că am auzit recent despre această artă japoneză. Poți să ne spui câteva cuvinte despre ce înseamnă și ce înseamnă chiar pentru tine și pentru Centrul de Studii Română-Japoneză? Există cursuri de așa ceva? Da, există și cursuri. Aceste tobe la început au fost folosite în temple. După aceea s-a evoluat și au fost folosite pentru a speria inamicii pe timp de război sau chiar pe vase pentru a ține ritmul la vâsle. Între timp, a început să se creeze și o atmosferă plăcută la bătăile de taiko și s-au făcut chiar școli, a devenit chiar o artă muzicală un pic. Chiar în multe sate, în momentul în care se bate toba de taiko, este foarte multă veselie. Dar de asemenea, pentru cei care studiază tobele de taiko, trebuie antrenament fizic foarte mult, pasiune, care vine și treptat de multe ori, răbdare, foarte mult, și chiar... Rigoare, să-i spun? Da. Există o anumită tehnică de a bate tobele taiko? Da, tobele nu se bat puternic, pur și simplu în mare parte lovitura se creează prin căderea bățului asupra tobei. Chiar pot să exemplific. Exemplificăm două, trei mișcări. Din câte am înțeles, e foarte puternic sunetul și atunci nu ne permitem într-o cameră care nu e izolată fonic să facem o demonstrație totală. Poate ne spui un pic din ce sunt confecționate tobele? Tobele sunt confecționate în mare parte din lemn și de asemenea o piele de bovină. Iar bețele trebuie să fie destul de moi, în așa fel încât în momentul loviturii să nu se spargă pielea. Din ce sunt confecționate bețele? Dintr-un tip anumit de lemn sau orice fel de lemn? Orice fel de lemn, atâta timp cât este destul de moale, să nu fie un lemn foarte tare. Chiar dacă e un pic mai ușor, este și mai bine. Îți mulțumim pentru detalii. Acum trecem la partea de exemplificare, cele două, trei bătăi, ca să vedem și tehnica. Spre toba. Există trei tipuri de lovituri. Pentru mâna stângă și pentru mâna dreaptă. De sus de tot și se lasă bățul să cadă. În față și cea de jos. Și pe toba aceasta mică este vreo diferență față de cea mare? Diferența este doar de sunet și de bețele folosite. Poziția aceeași. Bețele, în schimb, sunt mult mai mici și sunetul este mult mai ascuțit, mult mai înalt. Sună așa mai mult ca un sunet tribal, de tobe tribale, mai mult la cea mică decât la cea mare. Foarte frumoase sunt împreună sau chiar concordant. În schimb, cu cât sunt mai multe tobe în care se aud pe aceeași melodie, cu atât este mai frumos, după părerea mea. Mulțumim frumos, Alin! Mult spor la repetiții și așteptăm să vedem și demonstrația completă. Desigur, mulțumesc mult! Și să vedem acum și ce înseamnă un schimb de cărți de vizită în cultura japoneză, să vedem cum diferă el de modul occidental în care suntem obișnuiți noi zi de zi să schimbăm cărți de vizită. Îmi pare bine să vă cunosc. Oana Radu, încântată de cunoștință. Șerban Georgescu, încântată de cunoștință. Andreea Stanca este cursant al Centrului de Studii Româno-Japoneze și este pregătită acum, îmbrăcată cu kimono-ul ei, să ne arate câteva elemente de comportament specific japonezilor, începând cu intrarea pe tatami și continuând cu mersul specific unei femei îmbrăcate în kimono. Oh.
Voi arăta acum cele trei tipuri de plecăciuni în funcție de formalitate. Voi porni în primul rând cu cea mai informală, se numește SO și este așa. Aici ne vom opri. După care urmează GYO, care vine mai așa. Și apoi SO, care este cea mai adâncă. Întotdeauna trebuie să fie, să avem spatele drept. Kimonoul nu ne va lăsa să avem spatele într-o poziție anormală. Laura ne oferă acum și câteva detalii tocmai despre evenimentul nostru din 18 februarie, pentru că ea este cea care ne ajută la partea cultural japoneză. Laura, ce momente pregătim pentru invitații noștri? În timpul evenimentului, invitații or să aibă parte de un atelier de yukata. Peste îmbrăcămintea de zi cu zi o să poată să probeze costumele tradițional japoneze. Yukata este varianta ușoară a kimonoului, este realizat din bumbac și pentru a permite să fie îmbrăcat și experimentată senzația de a merge și în costum și de a fi prins cu obiu în talie, se poate îmbrăca și peste costumele de zi cu zi. După aceea, doamnele care doresc poate să-și facă părul în stil japonez cu decorații pentru păr, kanza și în formă de fluture, realizați din origami și bețe de păr. Și cine dorește poate să îi spună numele în română colegei mele, iar colega mea o să-i scrie numele în japoneză. Asta pe partea de ateliere. Pe partea de evenimente la scenă o să fie o demonstrație de kendo, un mini recital de taiko și un moment de dans cu elemente tradițional japoneze, pornind de la dansurile tradițional japoneze, cum ar fi teatru kabuki și kagura, inspirat din mitologia japoneză și folclorul japonez, creată o poveste de către membrii grupului Haramichiro. Mulțumim frumos! Iată, o întreagă poveste a ieșit până la urmă și emisiunea noastră de astăzi. Sperăm că v-am oferit suficiente argumente să fiți cu noi pe 18 februarie, atât pentru premiile brokerilor de asigurare, cât și pentru o seară specială în spirit japonez.